Era o seară de vară, a naibii de călduroasă. În ograda trestului de construcții SU-87 nu prea se mai vedea nici o mișcare. Muncitorii s-au dus care încotro. Unii l-au băut acasă, alții l-au băut în ospiței, dar restul l-au băut singuri. Leonea Cranovșicu o dat peste cap ultimele chicături de vadeară din stacanul granionei de lângă Răceagă Vira Maina. Și-o șters fruntea de sudoare, o stuchit în palme, o deschis ușa cabinei Macaralii care s-afla la 40 de metri deasupra pământului și o sărit ca un tarzan drept pe trosul de oțel la Macaralii. Măzoalele din palmele lui au rezistat și de data asta la temperaturi de peste 500 de grade, care s-au format în urma frecării palmelor de trosul de oțel și în 5 secunde Leonea au lunecat până la pământ. O suflat fumul care ieșea din măzoalele prăjite și o zis: "Și aș mai trage așa șlăcioca, mă!" În momentul și ăla, șantierul și-a pus cutremurii, s-a auzit un vuiet puternic de motor și după colț construcției și-a făcut apariția ăsul Jora. Tractorul uriaș încujurat șantierul s-a roșit de vreo 2-3 ori pe loc și s-a îndreptat cu viteză către Leonea. Văzându-l pe Jora în cabina ăsului, Leonea a rânjit bucuros la gândul celor 3 litri de samagon care urmau să încheie ziua grea de muncă. Lopata de 5 tone a tractorului s-a înșipt în pământ la 30 de centimetri de la picioarele lui Leonea și tractorul s-a oprit brusc în loc. Jora a scos capul prin geamul cabinei și-o rugămând o țigară de belamor pentru dinți, o strigat: "Cum ți-ai turmăzut? Așa că a fost riscovere! Asta ți-ai nu-ți la băsuri dischi! Asta e lopata ei!" "Eu văd că tu de-am te-ai făcut motociclist pe ăsă-i! De când ți-ai vândut iava, n-ai hodină!" Jora a zâmbit măgulit și i-a răspuns: "Ia vă copchil mititel! Să vezi și că m-am învățat să fac osul! Vrei să arăt?" "Ia-ți vedem!" Jora a tras brusc răceagul și tractorul s-a smușit în spate cu viteză. Jora a apucat alt răceag, a frânat brusc și cu cealaltă mână a tras răceagul lopeții. Lopata s-a ridicat în sus, dar tractorul, în urma inerției uriașă și a centrului de greutate deviat, s-a ridicat ca pe minune cu botul în sus, pe vârful șanililor. Jora a mai împins odată răceagul, tractorul a scos un scrâșnet puternic și a început să se miște înainte pe sfecică. Când au ajuns la 10 metri de măcara, Jora a frânat și tractorul a revenit în poziție normală, scoțând o bubuitură și un nor de praf. Tractoristul a oprit motorul și a sărit din cabină. Cei doi au dat palma mulțumiți și în acel moment și-a făcut apariția Borea, paznicul somnoros. El s-a apropiat de cei doi și a zis: "Și ei cu gălăjia asta, ei debililor, blea! Nu pot să dorm de pișina voastră, na!" Jora l-a bătut prietenește pe umăr: "Las că se dorm la noapte! Hai mai bine să vedem și cu cripleacul și ala! Parcă te-ai laudat că-i vezi pizdeț, că rupi, că-i mai tare ca spiritul! Și te faci că-i uitat?" "N-am uitat, ei, n-am uitat! Erau și niște tarancă pe undeva! Hai, dar bun, hai, pregătiți tara, eu mă duc după canistră!" Peste 5 minute, cei trei au pregătit masa, o scândru lat pus pe un poloboc de 100 de litri de benzină. Pe scândru au așternut o gazetă îngălghenită, tarancă, două patlajele murdare de solidol și stacanul de bază. O turnat în liniște, o șocnit, o mai turnat, o mai șocnit, o tras, o turnat, o mai zdrobit și după 9 rânduri s-a oprit. Jorul a rupt tășerea. "Ui, mă, ce-i huiul, znaet?" Borea l-a susținut: "Doi, pizdeți!" Leonea a confirmat: "N-ai și face, blea!" După încă 9 rânduri, Jorul a rupt din nou tășerea. "Ui, nea, blea, tu-te și ghini!" Borea l-a susținut: "Doi, tot e pizdos!" Leonea a confirmat: "Da, blea, nahui să ne gruzim!" După încă 9 rânduri, Leonea a spus: "Ui, Jora, faci tu svecică, ești maladeț, dar cranul meu tot e mai bun." "Da, și cranul tău este slăbănoc și lung. Eu cu ăsul nici din loc 100 de tone fără să mă încurdez." "Ăsul tău e huinea, ui, e ca cranul meu, e gvozdei, dacă apuc ăsul tău îl ridic za nehui." "Spune că nu-l ridici." "Hai la rămășac îl ridic, blea." "Hai, pși punem rămășac." "Pși, pe un sac de cartofi și o canistră de samagon. E ca Borea de față, și zici Borea." "Ui, virăui, blea, vă zbăvă mintea cu tătuna, una, două cranul, blea, una, două ăsul, ce cu voi, blea, lăsați-i treaba asta, hai mi gine să cinstim mai departe." "Ei, Borea, tu nu te băga, tu ești martore, facem rămășac și vse." Spunând astea, Leonea a întins mâna către Jora, Jora l-a apucat strâns de mână și Borea, neavând încotro, o tăiet rămășabul. Apoi, Leonea a zis: "Ui, Jora, mă scurt așa, tu urnește tractorul și adu-o aici sub cran, că eu să-l găți căcioașele." Jora a urcat în tractor, a făcut o manevră spectaculoasă și tractorul s-a oprit drept sub cârlijele Macarale. Apoi a coborât. Între timp, Leonea s-a apropiat de tractor, a agățat cârlijele de șanile și, fiind energizat de cele 18 pahare de crepleac, a urcat ca un babuin în vârful Macarale. A intrat în cabină, a pus răceagul pe vira și Macaraua a scrâșnit prelung. Cablurile de oțel s-au întins ca strunele, tractorul s-a zguduit și, spre uimirea celor doi de jos, s-a desprins de la pământ. Leonea a împins răceagul până la capăt și tractorul a început să se ridice foarte, foarte încet. Vuitul înfundat a motorului Macaralii trădaie foarte uriaș pe care Macaraua îl fășe. Și ei doi se uitau în sus cu gurile căscate la tractorul care deja se ridicase la vreo 20 de metri de la pământ. Jora era cam nervos, simțând cum pierde rămășagul. Dar Borea s-a prăcheie de dânsul, l-a bătut pe umăr și i-a zis: "Ui, mai gine dă-te într-o parte, blea, nu stă de sub, că ți ieși în cap. Lasă-te, lasă, lânică, ai pierdut amu, a să câștigi altă dată." Jora l-a împins supărat: "Încă nu se știe cine a pierdut, încă nu se știe, am ajuns de noi." În momentul și ăla s-a întâmplat ceva. Unul dintre cârlijile Macaralii au cedat, dar tractorul s-a răsturnat pe o parte. Unul dintre cablurile de oțel a plesnit și tractorul s-a mai răsușit odată, după care a treilea cârlig și apoi ultimul cârlig a cedat cu un zgomot puternic. Tractorul uriaș a început să scadă, Borea a strigat la Jora să se dea într-o parte, dar Jora, mut de bat și foarte nervos, n-a reușit să scăpe.
Tractorul a chicat cu una dintre șenile direct peste Jora, strivindu-l complet și scoțând o băbâitură infernală. Bore a strochit din cap în închișoare de sângele și mațele lui Jora, o încremenit scăpând paharul din mână. Peste 10 secunde, Leon era de jos, cu palmele fumegânde și albă față ca șara. Ui blea, pizdeat cu noi! Peste câțiva ani de pușcărie, tocmai de Paștele Blajânilor, Leon a hotărât să viziteze mormântul lui Jora. Acolo s-a întâlnit din întâmplare cu soția lui Jora, care și după o perioadă lungă, tot în negru era îmbrăcată și lacrima. Vădva s-a uitat cu neîncredere la Leonea, dar Leonea i-a zis: Faliu, bă, mi-e pare tare rău pentru Jora să-și iei țărna ușoară, dar munai și-i faci de-am. Și a fost voia lui Dumnezeu. Ei, voia lui Dumnezeu, voia rachiului a fost asta, de țăvanilor și sunteți, numai din nebunii sunteți buni, dar tu, diavolul dracului, n-ai și să-ți pară ție rău, ai înțeles, n-ai? Tu n-ai de hrănit și scoptilașa, nu, zvorociu dracului, du-te de aici. Faliu, bă, hai, nu mai și supărată, eu dacă vrei te ajut. Cu și pot eu, tu numai zi. N-am nevoie, auzi, de ajutorul tău, n-am nevoie. Să nu te mai văd, pilot, zântirim, cu lingușala ta, animală și ești. Bun, Liuba, eu doar mă duc. Dar eu am vrut să spun ție ceva. Că eu cu Jora am avut o înțelegere mai demult. Și el ne-i datori cu un sac de cartofi și o canistră de samagon. Și am o snuci cu supărare, dar eu strec mâinii pe la netale să-l iau, bun? Femeia nu i-a răspuns. Ochii ei s-au împăiejenit brusc, o lacrimă i s-a prelins pe obrazul chinuit, iar afară, o rafală de vânt a îmbrăștiat frunzele uscate, adunate între morminte.